Bună ziua! În acest material vreau să vă prezint ce impact poate avea o vulnerabilitate asupra unui sistem informatic. Vulnerabilitățile reprezintă categoria cea mai periculoasă de bug-uri și anume de defecte și sunt prezente în peste 80% dintre sistemele informatice. Prin intermediul lor, hackerii pot avea acces neautorizat la sistemele informatice, de unde pot fura date sau aduce modificări sistemelor în cauză. În acest video voi folosi sistemul de virtualizare VMware Player pentru a vă prezenta fiecare pas din sesiunea de atac. Am pregătit două sisteme de operare. Sistemul de operare Kali Linux cu care voi ataca sistemul vulnerabil Windows 7. Vreau să evidențiez de la început că scopul acestui material este unul strict educativ, iar dacă dumneavoastră îl veți găsi în util în scopuri ilegale, sunteți strict răspunzători pe propriile acțiuni. În acest video voi exploata o vulnerabilitate din Windows 7 prin intermediul lui Kali Linux. Ce este Kali Linux pentru început? Kali Linux este un sistem de operare destinat testelor de securitate, auditului de securitate, penetrării rețelelor și sistemelor în scopul identificării, exploatării și securizării vulnerabilităților. Acesta a fost dezvoltat de către firma Offensive Security, care în trecut a dezvoltat și Backtrack, versiuni 4, 5, 5R3, iar apoi au făcut tranziția către Kali Linux, care s-a demonstrat a fi net superior. În această sesiune de atac voi folosi versiunile de Kali Linux 2.0. Vulnerabilitatea informatică prin care o să am acces la sistemul de operare Windows 7 este vulnerabilitatea de tip Remote Command Execution, adică vulnerabilitate care îți permite să efectuezi comenzi la distanță. Această vulnerabilitate este situată în protocolul SMB, Send Message Box, care permite unui atacator să execute comenzi arbitrare asupra victimei. Această vulnerabilitate a fost publică în urma atacului cibernetic îndreptat către NSA, Agenția Națională de Securitate din Statele Unite, în anul 2017, mi se pare că undeva prin aprilie. Hackerii au făcut publice datele furate din Agenția Națională de Securitate Americană, printre care și această vulnerabilitate, cu tot cu instrumentele de exploatare dezvoltate de către NSA. Aceștia au ținut secretă vulnerabilitatea în scopul spionării cetățenilor americani. Instrumentele pe care le-au dezvoltat sunt MS-17010 Scanner, MS-17010 Eternal Blue, dar și Double Pulsar Eternal Blue, instrumente care le vom folosi în acest material, cel puțin primele două. Tot prin intermediul acestei vulnerabilități s-a propagat și virusul WannaCry, care facilita proprietăți din criptografie și a adus pagube la nivel mondial în valoare de 4 miliarde prin criptarea datelor. Pentru început, voi începe această simulare de atac prin deschiderea terminalului și voi accesa Metasploit prin comandă msf console. Metasploit este un proiect de securitate integrat în Kali Linux. Rolul lui este de penetrare și testare a sistemelor. Acesta are la bază 438 de sarcini utile,
comandă shell prin care permite utilizatorului să ruleze scripturi sau să execute comenzi arbitrare împotriva gazdei. O altă componentă care face parte din Metasploit este payload-ul și este echivalent cu malware-ul, iar scopul lui este de a evita mecanismele de securitate precum antivirusul. În versiunea de Metasploit care o am în acest sistem este Metasploit Framework versiunea 5. Ca să descoper că acest calculator cu Windows 7 este vulnerabil, va trebui să îl scanez cu scannerul MS-17, iar acum îl voi căuta în baza de date. Iar rezultatul căutării este unul prin care mi-a listat toate exploiturile cu MS-17, printre care și scannerul protocolului SMB situat pe poziția 6, pe care îl voi utiliza chiar acum. Tocmai l-am accesat, iar acum am nevoie de IP-ul calculatorului care vreau să îl scanez. Intrăm în CMD și scriem ipconfig. Iar acum voi introduce IP-ul versiunea 4 prin set rhost 192.168.146.129. Iar scanarea o voi face prin rularea comenzii run. Rezultatul scanării ne arată că acest host este vulnerabil, ne arată inclusiv versiunea de Windows, Windows 7 Home Premium, Service Pack 1 și arhitectura 64 de biți. Ca să continuu această sesiune, voi utiliza exploitul Eternal Blue MS-17, aflat pe poziția 8. Ok. În primă fază am nevoie de IP-ul calculatorului vulnerabil. Acum voi folosi un payload destinat sistemelor de operare Windows, set payload. Windows, arhitectura 64 de biți, Meterpreter, reverse TCP. Voi utiliza Meterpreter pentru a trimite comenzi împotriva gazdei și conexiunea inversă prin reverse TCP, cu care mă voi conecta la sistemul Windows și voi trece de firewall. Acum este nevoie să introduc IP-ul acestui sistem ca să mă conectez cu acest calculator la sistemul pe care îl atac în această sesiune. Deschid un nou terminal și voi introduce ifconfig
pentru a vedea ce IP-uri am. SetLhost. Acest Lhost vine de la localhost și reprezintă calculatorul, acest calculator. Acum putem să vedem opțiunile. Prin Show Options putem vedea ce opțiuni mai putem folosi în continuare. Ca să intrăm în Windows 7, o să folosesc comanda exploit. Iar dacă totul decurge conform planului, o să avem acces complet asupra sistemului. După cum putem vedea, s-a creat o sesiune de MetaPrater cu succes, ceea ce înseamnă că am pătruns în sistem și putem efectua comenzi la nivel de administrator. Putem inclusiv să vedem datele despre sistem. Ne spune userul acestui calculator, versiunea de Windows, arhitectura, limba și așa mai departe. Pentru început, haideți să vedem unde ne aflăm, în ce director, prin comanda pwd și ne aflăm în desktop, unde pot să descarc fișiere, pot să încarc, pot să șterg, pot să aduc modificări acestui sistem. Ca și scop al acestui atac, haideți să spunem că este descărcarea acestui fișier secret de tip text. Acest fișier se va descărca în directorul home, și anume aici. Ca să-l descarc, o să am nevoie de comanda download. Download secret .txt. Și după cum putem vedea, acesta s-a descărcat cu succes în calculatorul nostru. Putem să-l deschidem, să-i vedem conținutul. Este similar, identic. Putem să încărcăm alte fișiere, dar mai întâi, haideți să închidem această fereastră prin intermediul comenzilor pe care le putem efectua pe acest calculator. Prin PS voi lista toate procesele care sunt în rulare pe sistemul Windows 7. Iar ca să închid acest fișier, va trebui să închid procesul aplicației Notepad.exe prin comanda kill process și va trebui să introduc codul procesului 1948. Ok, s-a închis cu succes. Acum pot să încarc inclusiv alte fișiere, upload ll.txt,
txt. S-a încărcat fișierul, care este fișierul de aici. Ok. Haideți să îl ștergem. Ca să ștergem fișierul, va trebui să introduc comanda delete. Și numele fișierului. Nu ne lasă, deoarece va trebui să intrăm în proprietățile command promptului. Și voi intra prin shell. Ok, hai să vedem. Și la șters. Dacă tot ne aflăm aici, haideți să vedem ce conturi de utilizator rulează pe acest calculator. Și putem vedea asta prin net user. Și avem, după cum se vede, avem doi useri, DDD și ghost. Ok. Putem inclusiv să ștergem acest user. Ca să șterg acest cont utilizator, va trebui să introduc net user, numele utilizatorului și slash delete și răspunsul pe care îl primi este că această comandă s-a efectuat cu succes. Dacă dau un switch user, putem vedea că a rămas doar partiția pe care ne aflăm. Ca să creăm un nou utilizator, introducem net user, numele utilizatorului, zicem hack și add. Dar haideți să-i punem și o parolă, totuși. 1, 2, 3, 4, 5, 6 slash add. Iar comanda a fost efectuată cu succes. Dacă introducem din nou net user ca să vedem ce utilizatori sunt, putem vedea și acest cont utilizator. Dacă dau un switch user, acesta este aici, este parolat, nu știm parola. Haideți să vă arăt un mic trick care reprezintă poate partea bună a vulnerabilităților sistemelor informatice, și anume că prin intermediul exploatării unei vulnerabilități putem șterge parola acestui cont prin comenzi la distanță, fără să avem acces la el, fără să avem acces fizic. Și putem să facem treaba asta prin următoarea metodă, netUser. Acum introducem numele utilizatorului și steluță și, după cum putem vedea, comanda a fost efectuată cu succes și parola a fost ștearsă. Iar acum, dacă dau un Enter ca să intru în partiție, am acces. În concluzie, această vulnerabilitate de tip Remote Command Execution aflată în protocolul SMB se poate înlătura prin activarea update-urilor și menținerea acestora active, deoarece prin intermediul lor se aduc îmbunătățiri atât pe partea de funcționalitate, cât și pe partea de securitate și reprezintă un aspect esențial pentru sistem. Vă mulțumesc pentru atenție!
La revedere!